sărbătoare în ambasada noastră din Paris. Abia aștept să deschidem mâine împreună cu președintele Macron sezonul cultural româno-francez, un sezon cultural pentru care s-a lucrat mult și bine. Încă de la început am solicitat să fiu informat de întreaga evoluție și așa s-a întâmplat. Serviciile noastre m-au ținut la curent în timp real. O reacție oficială a României a fost emisă de Ministerul Afacerilor Externe după consultare prealabilă cu noi. Și în continuare, evident că urmărim cu foarte, foarte mare atenție și în timp real evoluțiile din Ucraina și, sigur, din zona strâmtorii Kerch, unde s-a produs acel incident. Noi suntem pregătiți pentru orice scenariu, pentru orice măsură, dar, așa cum și aliații noștri din NATO și prietenii noștri din Uniunea Europeană au afirmat și noi suntem de aceeași părere. Am adresat rugămintea părților implicate să trateze cu calm incidentul, să se meargă spre detensionare și în acest fel lucrurile pot mult mai ușor să revină la normalitate. În acest moment urmărim în continuare ce se întâmplă și vom fi pregătiți să reacționăm proporțional. Însă, în final pot să spun că pentru români nu există niciun motiv de îngrijorare. Ați avut o discuție și cu domnul președinte Poroșenko? Dacă aveți alte întrebări. În legătură cu situația din țară, cei doi miniștri care au fost remaniați și au dat demisia, domnul președinte, când veți lua o decizie în privința numirilor? Așa cum am spus, după sărbătorile dedicate zile naționale. Nu am absolut deloc de gând în aceste zile de sărbătoare să avem discuții pe aceste teme neplăcute de remanier și diferite diferenduri pe care le-au unii cu alții. Cei de la PSD i-au dat domnului ministru Tudorel Toader o misiune să întocmească eventual o sesizare la privind un eventual conflict la Curtea Constituțională. Cum vedeți această posibilitate? Că niciun fel. Deocamdată guvernul mi-a făcut o solicitare și am spus că o să răspund după 1 decembrie. Dacă dumnealor se grăbesc peste măsură, îi privește. Însă eu sunt într-un termen foarte rezonabil de răspuns. Curtea Constituțională, practic, nu are ce să spună aici. Cei de la PSD consideră că blocați guvernul în acest moment? Nu, guvernul nu este deloc blocat. Guvernul nu lucrează fiindcă au alte treburi, probabil. Guvernul este complet. Și, cum am mai spus, n-au decât să-și facă treaba. Mulțumesc! Vă doresc o seară frumoasă aici, în ambasada de la Paris.